A început oficial campania pentru alegerile locale și europarlamentare, deschizând calea pentru o perioadă intensă de dezbateri și mobilizare politică. Candidații partidelor politice și independenții își vor prezenta timp de aproximativ o lună prioritățile și proiectele pentru viitor, încercând să câștige încrederea electoratului. În competiția pentru alegerile locale, candidații promit la Constanța soluții pentru problemele din trafic, parcuri, parcări, dezvoltarea infrastructurii subterane, revitalizarea stațiunilor, Inima Maia. Educația și sănătatea sunt de asemenea în prim planul discursurilor. Pentru alegerile europarlamentare, candidații își concentrează mesajele pe teme precum politica externă a Uniunii Europene, securitatea și migrația, precum și tranziția spre o economie verde și digitală. În ciuda diferențelor de doctrină și de strategie, toate partidele vor încerca în următoarele săptămâni să-și consolideze baza electorală și să atragă noi susținători.